pe un picior de plai, pe o gură de rai, mării se întâlniră și-n drum se opriră trei turme de miei. Cum mulți, ciobanii. Ia zice drumul ca așa-i, dar e problema. La apus de soare, mor să-mi tomoare. Măcar să fi fost deștepți. Minimum 6% vorbe de luni până vineri. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. Bă, ce veste minunată! Omar Khayyam a ajuns în România. Opa! Întrebarea care se pune este următoarea. Oare câte oficialități din România transpiră de teamă că va ciripi, inclusiv Bombonel? Mulți. Se potrivește informația asta cu ultima pagina săptămânalului Kamikaze, ca de obicei, la adversime. Ce-ar face vedetele de la noi cu 11 milioane de euro? Nu am să vă citesc chiar tot, să nu ne dați cu farul în cap, dar sunt câteva. Elena Udrea, de pildă, s-ar mărita cu ele dacă ar câștiga 11 milioane de euro. Adrian Stase le-ar ține să le arăți la o șpagă mai mare. Crin Antonescu s-ar înveni cu ele. Băsescu, dacă îl întreabă cineva, ar zice că le are din numărări anterioare. Vanghelia le-ar număra până i-ar dat 20 de milioane. Când el știe să numere de la 20 de milioane în sus, la Adrian Videanu le-ar fura. Sari la Cruz ar face mai multe echipe de fotbal. Mititelu ar cumpăra un articol de presa centrală. Excelent asta cu Mititelu. Gigi Becali ar face schimb cu armata și ar lua vreo 22 de milioane mai în centru. Cam asta e diferența. Ar da 11 milioane și ar lua 22 de la armată. A, și mă rog, Florin Piersic le-ar ține de vorbă. Cam asta ar fi. Da, sunt bune. Dom'le, l-am înțeles că e, n-am urmărit foarte atent, e judecător? Așa se zice ăsta care a câștigat la loc? Da, și că e un judecător, da. Uau, bine, nu am văzut din ăsta, din Galați, dar cine știe ce judeca el exact acolo, da. Nu, nu am un stăric. Nu ducea nici foarte rău, dar nu câștiga nemaipomenit. Dovadă că la întoarcerea din București s-a oprit să mănânce un bulz pe marginea drumului, era cu fiică sa. Aia are o tonă, cică. Să imaginez că seamănă cu fata lui Meme Stoica. Fata lui Meme Stoica are silicoane de la 19 ani. Da? Ăsta, judecătorul n-a avut bani deocamdată să-i pună lui fiică sa silicoane și acum e prea târziu. Mare de ce. Ok, corespondentul, și dacă se află alături de noi, nu, se pare că nu e alături de noi, va avea de trecut de Grasshopper, sau cum ar spune Dumitru Gaur, Grasshopper. Da. Deci Lyon Grasshopper în turul 3 preliminar Champions League, înainte de baraj, adică de turul 4. Steaua va juca cu Dinamo Tbilisi, tot așa înainte de turul 4, de ultimul tur de calificare, iar celelalte echipe românești au drumurile înfundate, din ce am văzut noi. Bine, asta mai puțin, că ea deja nu se va califica cu Omonia Nicosia, probabil. Omonoia, corect. Așa, nu se va califica. Iar celelalte nu vor trece de adversarii pe care tocmai am văzut ieșiți din urmă. Petrolul cu Vitesse Arnhem n-are nicio șansă, de-abia a câștigat cu niște feroezi pe teren propriu, zero șansele Petrolului, iar Randurii, dacă va elimina pe Tallinn, probabil că se va întâmpla acest lucru, din păcate, va juca în turul următor cu Maccabi Tel Aviv, care evident că va ține capac. Deci nu vom avea nicio echipă în Europa League, poate pe Steaua, care va fi la un moment dat basculată în această competiție, dacă trece și de Dinamo Tbilisi. Nu mai știu exact care e regulamentul, că e foarte complicat. S-ar putea ca și dacă nu trece de Dinamo Tbilisi să prinde un loc în Europa League și Steaua va ajunge în grupe, probabil, la Mulanul sau în fiorător pe care l-are.
Dar altă echipă românească nu o să va califica. Deci vă spun de pe acum, șansele sunt nule la celelalte. Dar oricum nu joacă fotbal, n-au fotbal, nici n-au pe nimeni. Păi să știi că nu ești și costisitorului. Te gândește-te la Toașu Condescu. De plasările astea a avut Bulan. Până la urmă că n-a prins o echipă din Norvegia. De pildă e și în următorul tur una din Kârgâzstan. Da, se poate întâmpla chestiunea asta în grupe, stați liniști. Și tot nu scapi, nu ți-ai scos banii. Sunt convins că nu-l interesează prea tare tururile preliminare pe Condescu și nici grupele, că știe că n-are de unde acoperi. Pe asta înseamnă să renunțe la banii de protocol ai sindicatului. Exact, da, e o cheltuială deja până la Tallinn a fost destul de mult. Nu era foarte simplu și ăștia la alți petrolul să ducă în Feroe, iar nu e foarte ușor. Bun, pe ăștia i-au eliminat, sigur că echipele noastre sunt peste acest nivel al competiției. Turul ăsta al doilea preliminar din Europa League. Ăsta este slab pentru noi. Dar deja din turul 3, sunt niște echipe care ne sunt net superioare și Vitesse Arnhem și Maccabi Tel Aviv. Asta a nimerit cu IFK Göteborg, nu? În mod normal, dacă ar trece de Omonoia Nicosia, da, nu va trece. Deci rămânem la acest stadiu. Ăia sunt un club, totuși, cu tradiție. Omonoia Nicosia era în cupele europene și în anii 80. Juga cu Ajax Amsterdam și lua bătaie cu 14-0. 10-0, pardon, la Amsterdam, după care au câștigat acasă cu 4-0 în tură. Țin minte, așa a fost. 10-4 pentru Ajax, nu 14. Într-o graură, zicea că au luat bătaie și acasă cu 4-0. Nu, au câștigat ei cu 4-0. Grasospărul, deci este adversarul lui Lyon în turul 3 preliminar. Saint-Étienne va juca cu bielorușii de la Shakhtyor Soliogorsk sau cu moldovenii de la Milsami Orhei. Da, Orhei, da, enorm ce tragere la sorți. Sau Soligorsk sau Orhei în turul următor. Din câștigătoarea acestui meci va juca cu Saint-Étienne în luna august. Asta apropo de exotism, tragerii la sorți. Bun, dar revenim după o pauză și o să mai comentăm. La 22 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am vrut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Colegul nostru, Sucu Hâncu de la Kamikaze, scrie în Kamikaze tot despre Cupa Confederațiilor, care s-a încheiat azi, partea a treia. De pe Amazon ne poate toate noi și vechi sunt toate. Din ce văd eu, este fan al Selecao sau cum se numește. Nu al Perului. Da, pe de altă parte... Cred... Și cu Brazilia e ca și cum mai ține cu Steaua și cu Barcelona. Acum cu Barcelona poate că nu mai țin unii, țin cu Bayern. Dar să înceapă campionatul și o să ține iarăși cu Barça. Eu știu, vedem. Cred că are ceva și cu Bulgăroica, președinta Braziliei, care e de stânga, așa o spun pentru tovarășul Dan, președinte de stânga. Nu știu cum să nu fii de stânga când tu ai fost director de la toate cărnurile pe vremea lui Neanicu. Ai fost 6 ani la carne de pasăre, 5 la carne de porc, 4 la carne de vită. Pe cum să nu fii latifundiaș în Bergeni? Că era să zic băneasa, nu știu de ce. Ștefan Arvatu ne scrie, apropo de tragerea la sorți, lămelușii să nu se bucure prea repede, că la Tbilisi joacă unul care a fost pe la Valencia, mai joacă unul care a fost la Bilbao, antrenor e și Urin Junior, fost la Poli Timișoara, au și un golgheter care înscrie mai mult decât am scris Rusescu în sezonul trecut. Da, pare... Nu e un meci foarte ușor, asta spuneam și noi înainte, Steaua n-are atacanți. Problema este că dacă va întâlni la un moment dat o echipă bine așezată în teren, care nu trebuie să aibă jucători de clasă, dar care să miște ceva, e foarte ușor să oprești Steaua din drumul spre gol, pentru că îmi amintesc măcar cu Vardar Scopie, niciun atacant al Stelei n-a putut să marcheze. Tănase a marcat mingea aia venită din bară cu poarta goală, deci nu e creația lui.
Golul 3 s-a marcat după un șut în bară pe care și l-a băgat după aia portarul în poartă, iar golul 2 a venit la corner în cap al unui mijlocaș defensiv. Deci e ofensiv, sunt lamentabil. Da. N-au absolut niciun jucător de gol. Vacă cornută ăla sau... Vacă proastă, da. Așa, ăla nici măcar în Liga 1 nu va fi titular decât de 2-3 ori. Eu pariu pierdut înainte de a se naște. Nicolic e rupt în două, extraordinar. N-are Steaua pe nimeni. Popa ăla nici nu mai joacă în față. E mijlocaș de bandă, bandă dreaptă. Și pe cine? Steaua n-are pe nimeni. Deci l-a dat pe Rusescu și deocamdată cel puțin nu și-a luat niciun atacant. N-ai cum în condițiile astea să te califici nicăieri. Dar n-ai nicio șansă să câștigi nimic nici în țară. Decât dacă vei fi atât de bun de la mijloc în jos. Și Steaua, într-adevăr, la capitolul ăsta nu stă rău. Pintilii, Burceanu sunt ok, iar linia de fund iarăși e în regulă. Dar va trebui să te bazezi exclusiv pe ăștia, că în față, în afară de să te dea de la 2 metri, nu reușește nimeni. I-a ieșit lui Nicolici și a dat un gol cu Petrolul în supercupă. Mingea aia pusă pe tavă, a reluat și el din care un mic. Dar asta nu se va întâmpla la fiecare meci. Deci atâta timp cât nu există cineva care să aducă jucătorii cât de cât de valoare, va fi complicat. Urin junior ăsta nu e un antrenor rău. Într-adevăr. Asta e o veste bună pentru noi că el antrenează la Dinamo Tbilisi. Bună ziua! O să trăiți voiți. Deci înțeleg că până la urmă Dinamo Tbilisi e slabă sau e tare? Nu, nu știm cum e. Deci, am văzut și noi câțiva jucători, așa noi am văzut jucând. E peste Vardar, probabil. Dar să vedem dacă poate să facă față unui joc dintre ăsta pe teren lat, cum e Arena Națională, și cât au densitatea asta. Vardar Scopie n-avea nimic. Am văzut, dar aia era ca pe Maidan. Deci asta e toată discuția. Dacă va fi, e o echipă solidă și stă bine în teren, sigur că va pune probleme Stelei. Se tot vorbește de bulanul ăsta al Stelei, dar cum zicea și cunoscutul stelist Fiile, de câte ori intra în echipă, în direct. Bulanul ăsta și dacă a făcut singur, adică dacă nu avea coeficientul de echipă bun, nu era cap de serie și automat putea să joace cu adversari mult mai puternici. Dar așa, câștigând cu Ajax anul trecut, eliminându chiar, câștigând cu Chelsea, făcând atâtea puncte în grupe, plus că și asta dintr-o trupă nu are să pun la coeficient. Da, să pun bine. Cu Vardar Scopie n-a avut noroc. Vardar Scopie a avut noroc că a scăpat numai cu 3-0 la pauză. Din câte știu, coeficientul crește și când elimini sau învingi echipe puternice și scade foarte mult atunci când ești eliminat sau învins de echipe precum Vorskla Poltava, dacă nu mă înșel eu, da. Care e la pe Dinamo, acum pe 2 ani și ceva. Sau. Da, e sigur, nu se pune problema așa. Steaua e favorită, sigur, și cu Dinamo Tbilisi, dar asta rămâne de urmărit. Chestiunea asta pe care tot încerc să o sesizez, s-ar putea ca la un moment dat să-mi iasă. Această problemă în acest sezon, că deocamdată ea n-a existat. În sezonul trecut, compartimentul ofensiv al Stelei era altfel. Era Rusescu, era și Costea ăla, mă rog, altcumva arăta. În momentul de față nu există niciun atacant randabil la Steaua, asta spun. Mi-e greu să cred că Steaua, așa cum arată acum, are vreo șansă să facă ceva, fie în campionat, fie în cupele europene. Nu te poți baza pe Nicolici, la care vomita. Nu te poți baza nici pe Popa, nu te poți baza nici pe Tatu, nu te poți baza nici pe Tănase, nu te poți baza pe nimeni. E adevărat că dacă s-ar pricepe la fotbal ăștia care vin cu argumentele că Steaua are echipă, ar putea să vină cu exemplu Naționalei Franței, care în 1998 a luat campionatul mondial fără să aibă niciun atacant. Da, e adevărat, numai că ei aveau niște jucători colosali în spate. Începând cu Zidane și cu Gior Caef și cu aia, care totuși încă la Steaua nu sunt. Dar, mă rog, Steaua ar trebui să se bazeze pe jocul ăsta. Deci, cap la corner al unui fundaș, cap la loviturile libere laterale al unui fundaș sau chiar al unui mijlocaș defensiv, cum a fost Pintilie acum, și să lase mai ușor cu atacanții. Cu cât mai mulți mijlocași ar avea în teren, cu atât mai bine. Pentru că ăia din față n-au nicio șansă cu o echipă serioasă să marcheze.
Da, dar nici Lucescu nu era un atacant, să zic așa, pur și simplu, mai mult din spate venea... Da, dar finalmente a jucat atacant, că n-au avut în curs. Careu al serii normand, era fie Nico, nici fie Mihai Costa când mai juca, din când în când. Da. Acum ar trebui să fie cineva în locul Lucescu, tot undeva, probabil, mai în spate, că... Vor, după cum spuneai și pe Nicolice, asta nu prea îl văd, nici pe, nu știu, pe Vacarie, să habar n-am de unde răsit pe șprime în Stoica. Am înțeles că în 2010-2011 a fost culcită în serie B, a dat o bună serie de goluri pentru Citadela atunci. Am căutat niște imagini pe YouTube, am văzut că juca destul de, adică golurile erau destul de senzaționale, așa să zic, pentru un jucător care e considerat la noi acum sub mediocru. Să vedem. Rămâne de văzut. Și vreau să trec la altă... Și aduce fotbalist de la Citadela. E, bun, atunci așa și joacă. L-am uitat pe Iancu. O catastrofă! Bineînțeles, l-ați văzut și cu Vardar Scopie, ce fotbalist e. Și pe el se bazează Steaua. Și mai are pe Stagiu. Toți sunt câțiva așa. O adunătură de nei ca nimeni sezonul ăsta. Chiar acum vedem ocazia lui Iancu. N-ai cum să ratezi, mă, de acolo. Deci, te-ai lăsat de fotbal în secunda 1 într-o fază de genul ăsta. Deci habar n-ai să faci nici stop, nici nimic. Te prezinti, zici, nu e, într-adevăr, nu e ufsa. Intr-o, am văzut o reloare mai bună. Să duce în careu și dă cu... Nu, nici măcar cu tibia. Dă cu sub genunchiul. Așa cumva, trage la poartă. Ce e? Și poate la fel i s-a părut și voi, e foarte nesimțit în costă, adică se vede pe fața lui. Da. Are o scârbă, nu știu, se crede deja... La 20 de ani de fieră, probabil, și ca să câștigat 10 cupe ale campionilor, așa, e... Asta arată nivelul, asta arată nivelul de educație, e unul foarte... Deci am văzut. Și vreau să trec și altceva, Radu, vreau să mai spun o chestie. În emisiunile tale, seara, de la B1, eu știu că tu știi aceste chestii, dar probabil că nu vrei să le faci, nu vrei să le faci publice. De ce nu demontezi toate miturile astea mundene care apar zi de zi? Că vezi, Doamne, s-a cuplat la foaia, s-a născut nu știu cine, că a rămas însărcinată, nu știu ce. Știi foarte bine că astea sunt strategii de-astea de PR ieftine care, la prea tine, eu cred, dacă mă uit așa cu urmă, și cred că și voi sunteți de acord că până și divorțul soților Bunic a fost tot o strategie. Ei deja se separaseră de ceva vreme și au tot tras așa de chestia cu anunțul până când își lansase el albumul. Și atunci, în momentul ăla, a spus și o melodie cu iubirea, cu dragostea, ce e dragostea, nu știu ce. Chestii. Aș vrea să te văd așa de mântând niște mituri de-astea mondene. Cred că... Păi am mai vorbit despre ele, mă, nu le poți demonta cu bar, da? Pentru că noi nu avem decât cuvântul la dispoziție, ori... Păi cuvântul, dar... Bine, dar știi cum e, ca și cu blaturile la fotbal, așa e și la ăștia. Da. Poți să vorbești despre ele, dar tu n-ai certitudinea aia netă, cum că așa s-ar fi întâmplat. Și atunci el ce? Te dă în judecată fără nicio discuție. Chestiunile astea mondene sunt destul de complicate în a le aborda așa. Nu e problema mea până la urmă să demontez miturile astea, că noi nu suntem o emisiune mondenă acolo, nu suntem un canal de mondenități. Asta e treaba, un canal de treaba lui Capatos, treaba lui Simona Gherghe. Hai că vorbim după o pauză publicitară că am depășit. Despre evoluția lui Fanti Limon în turneul pe care îl efectuează Manchester City în Africa de Sud, în America de Sud, dar n-au față pentru așa ceva, o să lăsăm pentru Călin Mateș. Doar că o să avem ora lui Mateș. Nu știm niciodată dacă avem sau nu avem ora lui Mateș, suntem la mâna lui. Practic, asta o felul că a început să-și invite și prietenii în emisiune, filele, era intrat ungurul de la ACS Poli Timișoara, cine știe la ce o să ne așteptăm? Cred că și muieri în curând. Exact, ăla, da, așa este, bine de semnal la chestiunea asta. Ăla vorbea de Mateș și de zici că stătea cu Robinho. Da, marele, spectaculosul Călin Simite. Da. Dai seama cum îl schimbase. Da, bineînțeles. Da, nu știm. Bine, Mate și are față. Cine l-ar fi văzut? Noi l-am văzut și știm. Da, dacă îl întâlnești pe ăsta în Londra, îl salți direct. Da, nici nu... Evident. Deci v-ați dat seama, dragi ascultători, cam ce fel de om este. Un pic i-am dat și noi mână liberă și deja a venit cu aranjamentele. Bă, ăsta este jurnalistul de sport din România. Așa sunt toți, mă. Cum să-ți faci prieteni printre ei, mă? Da? Ăștia sunt, bă, băiatule, și printre ăștia am lucrat amândoi
atâta timp. Bă, băiatele, ăștia sunt, bă, de ce credeți că vă vorbim despre ei în halul ăsta? Ei altceva nu știu. S-a dat bine pe lângă unul, mă. Da, să-l facă, să-l aducă pe ăla, gata. Ești dator vândut ăluia pe care l-ai adus. După aia te invită unul. Dar n-ați vrea să veniți la nu știu unde, te duci. Că asta e, ai tentația asta în tine. Te duci ca animalul. Gata, ești dator și lui ăla. Ăla te și omenește acolo. Te instalează, îți spune cum îi punea meme stoica lui Andrei Vuchin. Unul în față pe vremea când era la Galați. Îi ieșea din farfurie. Un Vuchin, peștele. Păi ce să mai scrii despre meme? Ești penibil dacă 10 ani mai târziu tu-l faci ferfeniță. Pe drept. Uite cum să comport asta. Ca un orangutan. Îl faci ferfeniță într-un articol. Păi ce ai vrea, mă, să vină ăla și să-ți spună, domnul Vuchin, la acum 10 ani când vă ieșea morunul din farfurie, da, ați și dat la un moment dat farfuria jos, a spart, era prea greu morunul. Mai țineți minte? E uite, asta e marea problemă a enormilor noștri jurnaliști de sport. Că până la urmă ei sunt niște atârnători cu toții, da? Au tot felul de combinații, sursele lor, sursele lor, de fapt despre asta e vorba, fără de care puteți uita, n-ar fi în stare să facă nimic, a? Vreau să-l aud și eu, bă, pe unul odată, să vină și să-mi spun așa, domnul Banciu, dacă vă ieșea morunul din farfurie, sau nisetru, sau, bă, uite, chestiunea asta nu se poate întâmpla, da? Că eu n-am stat să mănânc pește cu niciunul la masă. Da? Nici un om de fotbal, nici un om de bine, nici un politician, nici o la revedere, da? E, la ăștia, la alții, mai greu. Și atunci n-ai cum să te duci să le atași pe unii, deși ar fi aia, toată justificarea din lume să le dai în cap după toate tâmpenile pe care le fac în fiecare. Dar cum să te duci când tu ai stat cu Mitică Dragomir scaun în scaun în avion de 100 de ori? Cum să te duci când tu ai stat lângă ăla la fripturi, la mititei? Numai venea și te anunța să nu plecați, dacă vine și grătărelul. Mai dădeai să pleci, nu, că acum era rece, vinișorul, vine și vinișorul. Un serviciu, o filie de tort. Și așa te țineau până dimineața. Unde să mai pleci? Călin Mateș, World of Sports. Adică ora lui Mateș. Da, bună ziua, bine v-am găsit. Încă o zi și weekend și sărbătoare și scăpăm și avem multe zile libere. Vă salut și eu, salut Andy, salut Radu. Da, să ce? Pe cine mai aduci? Vreo gagică? Nu mai aduc pe nimeni. Te pomenești ca așa... Am încercat să duc un oficial să vă lămurească lucrurile astea cu Poli Timișoara. Înțeleg că ați luat-o ca și cum mi-aș fi adus pile, ca și cum mi-aș fi adus oameni pe care îi cunosc. Ați pus cu întrebări, omul a răspuns cât a putut să vă spună din ce se întâmplă. Păi ce să ne lămurească? L-am lămurit tot noi. Hai cum să o lămurești, măi, sincer îți spun. Am văzut și pe Maria Neancu astăzi la sport.ro. Era foarte clar, omul este în felul următor. Noi... Și prin noi nu poți înțelege ce vrea să spună noi. Noi avem aceste drepturi pentru culorile și numele Politehnica Timișoara și hotărâm cui să le acordăm. În acest moment, acest drept îl are ACT Poli Timișoara. În baza cărui document? Stai. Atenție, iar echipa suporterilor are un fel de trecere cu vederea din partea lui Marian Iancu și poate folosi acel nume pentru că împreună cu cei de la ACT Poli Timișoara și-au dat acordul să poată să existe și echipa suporterilor. Nu, este adevărat, nu trebuie să le dea el voie. Ăia se numesc ASU Poli Timișoara. El deține numele Politehnica Timișoara. Ei bine, asta, eu v-am zis doar ce a zis Marian Iancu azi dimineață. S-a părut așa că a avut o zi bună. Marian Iancu a putut să fie prezent, au existat contexte în care să fie sunat. Debutează campionatul, Timișoara revine în prima ligă. Trec două ore, din nou pot să sunt pe Marian Iancu să-l întreb despre Dușan Urin. Și asta a fost o zi bună pentru Marian Iancu. Era dor, sunt convins să apară atât de des, să fie sunat. Mă refuz să cred că stă așa, telefonul ăla mobil nu mai sună de o săptămână, s-a adunat două săptămână. E frumos așa când te mai sună, chiar dacă e sport.ro sau cine o fi, să zici și tu ceau. Înseamnă că, dacă n-am mințit, el a înregistrat și Politehnica Timișoara și Poli Timișoara
toate formele de Timișoara posibile. Asta este, din ce a zis el, are drepturile pentru ceea ce înseamnă denumirea Politehnica Timișoara și culorile clubului. Acum, acest drept l-a acordat, există un act, m-a întrebat dacă există ceva, da, există, este legal dreptul de folosire a numelui Poli Timișoara de către această echipă care acum debutează în prima ligă. Deci nu ne-a lămurit amicul tău, am lămurit tot noi. Asta vreau să subliniez. Asta e bine de spus, că el intră și iese cu ceaua ăla. Mai degrabă, ceaua e de final, totuși. La început se dă pe aia cu... La început se dă pe asta cu... Da, bună seara. Da, bună ziua. Asta ți le dă la început și la sfârșit îți lasă că tu șau. Am mai remarcat ceva din discursul lui astăzi. A fost întrebat dacă are vreo posibilitate de a reveni în prima ligă sau ce s-a întâmplat cu echipa aia lui, de fapt, de aici a pornit discuția. Unde este echipa lui? L-a întrebat pe Marian Iancu. Și asta, această echipă are activitatea suspendată. Încă putem să acționăm și insolvența, avem această opțiune la care încă nu am n-am făcut apel, vom vedea pe ce drum vom merge, dar așa, zicem, deocamdată nu suntem interesați, dar ce să spun, dacă facem o reorganizare, dacă această societate se va reorganiza, undeva în 2 ani de zile, nu excludem, cumva poate să reapară de nicăieri. Și mi se apropie altul lucru interesant, azi că are activitatea suspendată clubul, dar că în momentul în care s-ar decide să revină și să reia activitatea, ar avea o poziție de ligă secundă la care ar putea să acceseze. Deci mi se pare, nu pot să-mi dau seama de unde vine o astfel de măsură. Adică un club își suspendă activitatea în România, dispare ca și club ce profesează fotbalul, ce are ca activitate de fotbalul, și dacă revine după un număr de ani, poate să reintre de unde s-a oprit. Nu pot să-mi dau seama în ce sens s-a referit, dar nu ne mai mir de nimic. Să nu uităm cum ne-a spus mitică Dragomir, asta nu se poate băga la noi, da? Deci nu are treabă cu ce facem noi. Pe plan intern putem să facem și simite că l-am auzit cu urechile mele pe mitică Dragomir spunând ce vrea mușchii noștri. Vrea asta să și întâmplă. Vrea asta și fac. Exact ceea ce le dictează mușchii, pentru că altfel nu s-ar ajunge la asemenea situații penibile, cum a fost asta cu barajul de menținere. Dar după ce tot ei nu dăduseră licența Rapidului, până la urmă, ăia, fără să se ducă la TAS, doar plângându-se că alții au obținut această licență, au avut drept de a juca un meci de baraj cu o echipă care deja era retrogradată. Asta pentru că nicăieri în regulamente la noi nu scria ce se întâmplă dacă o echipă din alea care nu cade sub linie la sfârșitul sezonului nu ia licența. Era foarte simplu. De ce să joace barajul cu Chiajna, care picase deja odată? Și era totalmente inutil. Numai că i-a venit unuia această idee proastă, care a fost considerată o idee salutară acolo, între toți jambașii ăștia, și-au adoptat-o. Să le mai dea ambelor echipe câte o șansă, când de fapt niciuna nu mai merita nicio șansă. La Rapidul nu luase licența și după tot tâmbălăul care a fost la Rapid, care nici măcar astăzi nu se știe proprietatea cui e, cum să-i dai dreptul să joace în Liga 1? Deci ce ziceam noi ieri de la Timișoara, e floare la ureche, mă, pe lângă cei la Rapid. Și Rapidul nu are pe nimeni, nu știe despre ce-i vorba acolo. Aia l-a trezit un administrator financiar pus acolo la club. E o situație în care, în primul rând, știi ce ne remarc eu? Faptul că în România, dacă ajungi într-o astfel de situație, nu ești depunctat. Ceea ce nu se întâmplă în alte campionate. Și în Anglia, atât că vorbim de Premier League sau de ligile inferioare, dacă ți se pune un administrator financiar, dacă intri în administrarea statului, din acel moment Liga dictează și o penalizare de 10 puncte. Pentru că, în mod normal, tu nu mai participi la o competiție egală cu ceilalți. Undeva ai driblat ceea ce trebuia să dai ca și contribuție pe activitatea pe care o depui și ai participat anormal, ilegal, cumva incorrect și în niciun caz cu aceleași șanse cu ceilalți în competiție. Este exact cum ne... Bine, eu nu am multe momente în care mă identific cu ceva din ce spune Florin Prunea, dar avea un punct de vedere cât de cât ok. Dom'le, dacă ăia nu și-au plătit ce aveau de plătit, nu puteam și eu să-mi aduc jucători să dau salarii pe care nu le mai plătesc? Și atunci ne băteam așa, de la egal la egal.
Da, din punctul ăsta de vedere, dacă o echipă depășește atribuțiile financiare pe care le are în campionat, ar trebui să fie depunctată când îi se pune un administrator financiar. Da, stai, că nu înțeleg unde bați. Cum adică Rapidului trebuie administrator financiar? Cu ce, Copos nu e administrator bun? Copos e și administrator, e și financiar. Ce-i mai trebuie administrator? Procedura de insolvență, la asta mă refer. Păi da, și Copos nu poate fi administratorul financiar al procedurii de insolvență? Copos vrea să fie orice, n-am fost eu și vicepremier. Poate și audit, dacă vrei. Și... așa e. Nu înțeleg de ce când avem un profesionist să chemăm altul. Dar ce e? Va reveni Copos. Ceva îmi spune mie că și săracul Cristescu va ajunge după vreo câteva luni, cum auzi, nu îmi vine să cred. Nu, nu pot să cred. Am pus suflet în ceea ce am făcut aici. Da, am tot el ți-a luat deschisă. Așa va fi, cumva. Încă asta nu se poate. Din nou, chichițe la actele care s-au făcut. Iată, răsturnare de situație. Cum a fost și acum cu Tasu, că ați văzut că toată lumea știa, ok, a pierdut Chiajna, Rapidul rămâne în prima ligă, deschis după masă televizorul, titlu, de răsturnare de situație. Rapidul nu este încă sigur că rămâne în prima ligă. Asta e România, asta este campionatul nostru, asta e echipele pe care le avem și este pentru că se întâmplă exact cum zice Radu, să nu avem un cadru dintre ăsta financiar în care să se încadreze echipele. Să trebuiască să depună niște garanții pentru desfășurarea activității. Nu numai asta, nu e. Până la cadrul financiar ar trebui să existe un regulament sportiv. Ăla trebuia să-ți spună foarte clar, în cazul în care o echipă nu ia licența, ce se întâmplă? Ea nu poate să o ia la 6 luni după ce se termină dreptul ei de a mai participa sau de a se înscrie pentru licență, da? Pentru că și tu, dacă, de exemplu, ai ratat bacalaureatul, da? Nu mai poți în toamnă, când ceilalți copii intră la facultate, să intri și tu. Deci Rapidul asta a făcut. Dar n-a dat bacul, nu l-a luat în consecință, pentru că nici nu l-a dat, și când s-au întors ea la școală, au trecut într-o treaptă superioară, adică la facultate, s-a înscris și Rapidul și a intrat și el. Îi lipsea ceva. Dar regulamentul, în primul rând, nu chestiunea financiară, acolo trebuie să fie foarte clar scris. În cazul în care o echipă nu ia licența, prima de sub linie ia locul. Da? Da, sau să fi scris. În cazul în care o echipă retrogradează, ea nu mai poate nicio condiție, indiferent că altele nu obțin licența, să rămână în prima divizie. Și atunci vorbeai despre echipe din Liga 2, dar trebuia să existe această chestiune. Da? În alte părți așa este. S-a zis, în Franța, unde cunosc cum e regulamentul, așa spune. Dacă o echipă nu reușește să încadreze în condițiile de înscriere pentru viitorul campionat, aia care e prima sub linie din campionatul profesionist, aia rămâne în prima ligă. Deci se acordă avantaj echipei care a jucat, nu celei care vine din Liga 2. Dar putea să fie și una din Liga 2. N-aveau decât să instaureze chestiunea asta. Dacă ai retrogradat, rămâi retrogradat. La ei nu asta este condiția principală, pentru că într-o economie de piață, așa e. Mai important este să fii solvabil, nu să ai marfă frumoasă sau de calitate. Deci ei de-aia privilegiază chestiunea asta, domnule, mai bine mă interesează unul care să dispună financiar de sumă, după aia că nu a reușit să se încadreze în regulamentul sportiv și sau în clasamente și am retrogradat, asta e partea a doua. Dacă face față financiar, e în regulă. Asta contează. La noi nu scrie însă nicicum în toate regulamentele alea de rahat pe care le au ei. Și atunci când s-au trezit într-o asemenea situație, nu le-au dat lor licența, că n-aveau pe ce. Nu le-au dat-o nici la apel. Dar aia, când au văzut că a luat-o Cluj, au venit și au zis, a, păi de seamă că și noi ne-am fi luat-o dacă făceam apel. Sau dacă ne duceam la TAS. Dar ei nu s-au dus la TAS. Cum să-i dai atunci licența Rapidului? Evident că e o scrocherie monumentală. Ca în publicitatea și să reveni. Domnilor, v-aș propune să vorbim puțin despre Chiricheș.
De ce nu? Pentru că e un subiect care e la modă și e transferat de la o săptămână la alta în toate părțile. Și ca să nu luăm pe aceeași pantă pe care ne-o propun toți ăștia de pe la televizor de la noi, să vorbim puțin despre cum își fac alții cariera. Prin alte campionate, pornind în carieră și ajungând la cluburi mari undeva la o vârstă fragedă. Și o să vă dau exemplu brazilianului care va ajunge la Paris Saint-Germain, pentru că și Radu cred că va fi aproape de subiectul ăsta, este Marquinhos, care de la AS Roma. Va veni la Paris Saint-Germain, are 19 ani și să vă spun de unde a pornit cariera lui. La 1 ianuarie 2012, deci anul trecut în ianuarie, omul a fost promovat de la Corinthians B la prima echipă. După ce stă 7 luni la prima echipă, la Corinthians, e luat sub formă de împrumut de AS Roma la 18 ani. Pleacă la AS Roma, confirmă acolo că a împrumut, plătesc ăștia acum în ianuarie 2013 suma pentru transferul definitiv, se fac vreo 3-4 milioane de lire sterline, undeva la 4-5 milioane de euro, ceea ce însemna cheltuiala totală cu Marquinhos. Și uite că acum, după ce e transferat definitiv în ianuarie, făcând, cum am spus, o cheltuială de vreo 4-5 milioane de euro, Marquinhos ăsta la 19 ani e luat de Paris Saint-Germain cu 35 de milioane de euro de la AS Roma. Deci ăsta debutând, practic, în urmă cu 18 luni în fotbal mare. Și acum, dacă e să facem o paralelă cu Kirkeș, să spunem că, într-adevăr, el are acum 23 de ani, a pornit fotbalul la Internațional Curtea de Argeș, undeva unde era în 2010, acolo în iulie, așa, a plecat mai apoi, în 2007 a fost la Internațional Curtea de Argeș și a plecat la Pandurii Târgu Jiu în 2010, iar de la Pandurii pleacă la Steaua pe 1 ianuarie 2012 și asta este cariera lui, ajungând la 23 de ani să fie acum transferat peste tot la Napoli, la AS Roma, la Inter, la Chelsea, la Real Madrid, la unde vreți voi, l-au transferat ăștia peste tot. Și ce vreau să transmit este faptul că pentru mine Kirikeș este unul dintre cei mai buni fotbaliști din Liga 1. Dar presarii ăștia care l-au dus peste tot și l-au dat peste tot, l-au făcut de râsul statului, numai pentru faptul că el în continuare e în Liga 1. Și are 23 de ani, comparația pe care am făcut-o fiind cu un jucător de 19 ani. Cum vi se pare vouă cariera lui Kirikeș și unde se va duce el mai departe? Am dat-o Kirikeș stă la Steaua, pentru că unde-i mai bine decât la Steaua? El a refuzat pe Milan, a refuzat pe cine mai vreo, Juventus, pe Barcelona, pe astea l-a refuzat. Da, Borussia Dortmund, dacă mai treabă lui Marquinhos dacă el n-a refuzat. Da? El se duce să facă tușa la PSG, oricum sezonul care va veni nu prea va juca Marquinhos, el e tinerel, nu știe cu campionatul ăsta și pe partea aia sunt alții. Ăștia da 35 de milioane pe o rezervă? Păi, momentan da, ei nu, este puțin, Paris Saint-Germain e ca Chelsea. Nu știe să cumpere ieftin și nici nu-și mai poate permite. Pentru că orice echipă vinde la PSG, vinde pe bani foarte mult. Nu-ți minte că și Chelsea făcea la fel. Când l-a luat pe Lukaku 20 de milioane da, și pentru a-l împrumuta și al ține rezervă. Bineînțeles, și l-a luat pe toți, Paris Saint-Germain l-a luat pe Van der Ville ăla, care a jucat 3 meciuri. Și pe ăla au dat o căruță de bani. Deci nu mai pot să cumpere decât așa. Singura problemă este că Paris Saint-Germain face să trăiască fotbalul. Pentru că dând asemenea sume, care pentru ei nu înseamnă nimic. Mi-a arătat Andy mai devreme cum e Dubaiul 2013, față de cum a arătat Dubaiul 91. E cam așa e și buzunarul lui El Chelaifi. Ăla nu contează banul. E ca și cum am jucat noi pe Mărgele aici. Ale, bă, au căzut câteva pe jos. Lasă-le acolo. Știi ce importanță? Aia aducem altele. Ei fac să trăiască acest fenomen, dând asemenea sume uriașe unor echipe care profită de toată chestiunea asta. Se vor băga bani tot mai mulți în jurul lor, nu numai alte campionate, dar bineînțeles și campionatul Franței, acum cu doi mușterii de nivelul ăsta, va avea numai de câștigat. Pentru că va vinde mai mult, va atrage sponsor mai mulți în jurul lui. Ăștia își permit acum să cumpere pe oricine. Și Monaco și PSG, pe cine vor. Da? Vor strânge jucători ca la colecțiile alea de matchbox-uri acolo și ăștia se vor bate ca în războiul stelelor între ei, vor călca în picioare toate celelalte echipe, dar vor aduce finalmente voioșie și poftă de muncă tuturor celor care viețuiesc în acest mediu.
unde indirect toată lumea are de câștigat. Să știi, în chestiunea asta nimeni nu iese învins. Ăștia nu sunt la fundul sacului și nici nu vor fi prea curând. Cât timp iese petrolul acolo, ei sunt rezolvați. Da? Și rusul în Monaco e același lucru, că ăla nu-i Gigi Becali. Da, să aibă probleme după aia la 2-3 săptămâni să zică că el nu-l mai interesează echipa sau. Da? Îi dădea telefonul unul de la sport.ro și zicea, uite gata, nu-l mai interesează nimic. Da, să mă lăsați în pace, gata, nu, la ei nu e așa, tata. S-au angajat, îmi reamintesc pe câte 5 ani au depus garanțiile, acum în vara asta și PSG și Monaco. Monaco, sigur, sub rezerva că la anul va trebui să-și modifice sediul. Da, pentru campionatul ăsta nu au nicio problemă. Au depus garanțiile, dacă ei pleacă mâine sau sunt arestați sau sunt împușcați, clubul are încă pentru 4 ani, jumate sau 5 ani, fără un sfert, din ce să trăiască. Până e așa să face, da? Banii sunt asigurați, da? Ăștia au dreptul să-i acționeze oricând, deci nicio problemă. Plus vânzarea de jucători, plus așa se face cu cap chestiunea. La noi însă e cu șpagă. Da. La ei nu merge chestiunea cu șpagă. La ei nu e cu șpagă. Te duci la Mitică și îi spui, Mitică, mă nenorocești, tată, dacă nu. Ascultă-mă ce am să spun. Bă, sunt gata, mă. Uite, am de plătit acolo, uite, mă, păsuiește, mă, dăm ceva, împrumută-te, mă, sunt gata, sunt nenorocit, sunt în faliment, moșule. Știi că te-am sosit, nu știi că, Doamne, Dumnezeu, uite ce mi s-a întâmplat. Așa se duc la Mitică. Și atunci ăsta ce să vă, el nu dă de la el. Dă de la banii lui Digi, dă de la banii care vin de la nu știu ce sponsor, vine. N-are importanță, bă. Atâta timp cât el își vede de ale lui, de ce să trăiască prostul ăla de lângă el? Așa se pune problema. Mai ales că la Mitică mai apoi știe foarte bine că mai poate solicita un favor mai târziu. Bineînțeles. Când are nevoie. De-aia intră el zâmbitor la ședințele alea unde intrau care mai de care să-l înlocuiască și el intra zâmbitor, sigur, știind la câte favoruri poate să apeleze în sala respectivă. Absolut. Deci așa s-a făcut. E o cumetrie de asta legendară, bazată pe, aproape pe generații, că și FIS-ul deja a implementat acolo. Pe când la ăia la alți nu se discută decât pe cifre, totul este extrem de clar, da? N-ai... La revedere. N-ai, asta e, rămâi cu trecutul. Nu scrie nicăieri că tu trebuie să rămâi să supraviețuiești cu cine asta. Mi-am adus aminte aseară că am plecat mai târziu, am mai avut oarece treabă. Am plecat cu unul dintre oamenii noștri de la Pelicanul și am auzit în stație o adresă cam pe unde ar veni hotelul Dumitru Dragomir, comandat o mașină de domnul Dragomir, care să fi fost. Fisul ori taxa, care merge cu taxiul. Chiar că fisul, totuși. Eu mă gândeam că a transmitit că ceva la Măsea și e târșe să conducă. Păi și ce este dacă a ajuns să bea, nu se mai duc cu mașina? Păi nu sunt din categoria oamenilor care își lasă mașina dacă au băut un pahar. Mitica, nu ați observat că e mai stricos de la o vreme, nu mai e așa? N-aș crede. Eu țin minte când au fost, nu Mitica, mă țin minte pe Torșie când a fost oprit de poliție și zicea, ce? Sau Mutu, sau care mai de care sunt ăștia, fotbaliștii noștri, da? Adică revoltați că ăștia nu știu cine sunt ei sau cum îndrăzesc să se oprească. Deci, ce să vorbim despre mă refuz să cred că Mitică și-ar chema un taxi de frica faptului că a băut un pahar. Știi cum e bătrânețea, te apropie așa de moarte, începe să fie frică un pic. Parcă ai mai trăi, parcă te mai duce în Cipru să mai mănânci. Vreo 50 de feluri de pește. Știi că mai e o situație în care aveam cunoștințe care își luau taxiul pentru a-și lăsa mașina personală undeva unde puteau să spună că sunt, de fapt. Deci, și ăla era un scenariu. Adică tu iei taxiul, te duci undeva, își lași mașina personală spunând că tu ești acolo unde ți-e mașina personală. N-ai fost văzut cu mașina personală în altă parte. Deci și pentru asta poți să iei un taxi. Uite, Dumnezeu, că a venit de la tasa acum, ne-a trimis Florin Stoica și confirmarea oficială. Rapidulețul, adică loja, marea loja giuleșteană, rămâne în Liga B. A fost respinsă cererea lui CS Concordia Chiazna. Așa? Da. Care vă să zic că Rapidul joacă în Liga B. Cred că este bine pentru toată lumea. Bine, doar pentru Ionuț Chirilă, nu cred că e bine. De ieri mi s-a spus că, indiferent ce se va decide Rapidul joacă în Liga 1. Nici de primarul din Chiajna nu-i bine, că noi am transmis, că știu că ne ascultă, scapă bredă ăla mai repede, de la afară.
proiectul tău. Da, chiar așa nu are ce să joace. Domnul, nu știi ce luați, dă-te-i. Sau de unde e Kiril acum? Stai că am uitat. Păi el e la Chiajna. E la Chiajna, deci n-am greșit. Bă, dați-l afară, repede, vă papă bani degeaba. Da, l-am văzut invitat în studio, spunând că a făcut o treabă, că are un proiect. Nu spun nimic în viață, mă, ăla e pantofar, vinde pantofi. Ieri, la Chiajna. Dar dacă mai s-o fi închis, mai avea un magazin cu pantofi. Să vă imaginați care e vreo fabricuță sau ceva. Un magazin de pantofi, nu știu cum a fost mai pe un spațiu prin Franța, am uitat pe unde e. Normandia, nu mai rețin. Sau nu, în sudul Franței. Nu știu pe unde avea un magazin de ăsta, că na. A mai moștenit și el ceva de la tax. Abar n-are cu fotbal, ăsta i-a distrus pe dinamoviști. L-are pe conștiință și pe Hâldan, printre altele. Cum să angajeze așa ceva? Nu i-a păcălit și pe aia de la UTA? Nu-i bun de nimic. E un mincinos, la urmă o loază, un impostor. Ce să faci cu Kirilă? Nu, dar era doar de tate. L-am văzut și pe Dumitru Dragomir, intrând în direct la Digi și spunând, ne vedeți-vă de treabă. Chiajna a retrogradat sportiv. Da? Nu mai are cum să joace în prima ligă. Păi ce face dacă totuși câștigă e apelul, domnule, vor juca în Liga a doua. Da. Și ce faceți? Păi rămânem cu 17 echipe. Păi prea puțin că tot scopul barajului a fost să avem 18. Domnule, dacă vor fi 17, vor fi 17. Da. Domnule, și știți ceva? Da. Vorbiți cu ea din comitetul exist. Ce mă... Sau comitetul federal. Mă rog. Să-ți mai spun ceva, nu e o prostie asta cu Chiajna retrogradat va juca în Liga 2. Păi nu, dacă aș fi câștigat barajul, chiar retrogradat a juca în Liga 1. Deci eu aiurea să susțin că... Pentru că după ce a jucat barajul, păi da, a retrogradat. După ce a jucat, da, ok. El a retrogradat deja o dată și așa a retrogradat de două ori. Așa. De fapt, asta e realitatea. Bă, până la urmă, sigur. Acum, nu mai e chiar așa mare hoția, vorbesc pe teren, întrucât Chiajna așa e, e o echipă dublu retrogradată, iar Rapidul a câștigat acest baraj de menținere și și-a obținuse și pe teren dreptul de a juca. Deci singura potlogărie este de culise, aia financiară, cu vânzarea, cu... pentru care, încă o dată vă spun, în Franța era Liga a 6-a. Deci în acest sezon s-au desființat două echipe în Franța, definitiv, ambele au fost echipe de prima ligă, Le Mans și Sedan, care au fost desfințate, deci nu că au retrogradat o divizie, au fost trimise la amatori, sunt în situația lui Marian Iancu, ăla cu Ceau, numai că trebuie să înceapă cu alt nume și fără niciun jucător dintre cei pe care mai au, toți sunt liberi prin ordonanța aia pe care o au ei să aplică în caz de faliment. Jucătorii primesc o scrisoare recomandată acasă, la domiciliul pe care l-au declarat, și din momentul în care primesc acea scrisoare, cu confirmarea de primire, sunt jucători liberi. Deci, toți profesioniștii pe care aveau aceste două echipe, care au jucat în Liga a doua sezonul trecut, acum au fost desfințate și vor continua din Liga 6 de la categoria onoare, cu alt nume și numai cu fotbaliști amatori. Niciunul dintre acești jucători nu este autorizat să mai joace la ei și încă o chichiță extrem de importantă, ambele echipe își pierd definitiv centrul de formare. Deci nu se mai pot alăpta de la centrul pe care îl aveau. Da? De categoriile alea pe care le aveau, under 17, under 19, fiecare ce avea. Da? N-au voie să mai ia nici de acolo, să duc la categoria onoare și de acolo iau de la zero. Evident, dacă pot să o ia. Dacă nu pot, la revedere. Dacă nu se înscriu în sezonul care începe la onoare și stau pe tușă, cum a stat Universitatea Craiova, nu mai au niciodată dreptul să mai continue, decât dacă se înființează o altă, cu tot o altă societate și în loc de să dau Arden, îi spui Bambili. Da? Așa sigur că poți. Dar trebuie să te înscrii, tăi, trebuie să iei fără aia, încep de mai de jos, nu încep dintre a șasea. Da? Există mai multe categorii și noi avem divizia 8-a, 9-a sau nu știu cum se ia, așa au și ei. Da? Deci s-au desfințat două mari cluburi. Pe Le Mans, de exemplu, are un stadion mai bun decât Național Arena. Atenție, acum a fost reconstruit. Din cauza lui, de fapt, clubul a dat faliment. Și a făcut un stadion de ăsta high-tech, și acum îl vor paște rațele pe el, probabil, nu știu ce se va întâmpla, îl vor ține pentru concerte, îl vor vinde, probabil. Cluburile au fost desfințate, bă. Deci, marile cluburi, Le Mans și Sedan, două echipe grele, de altfel, în fotbalul francez, au dat totul popii
în acest lucru. Să stăm la discuție. Deci Rapidul era desfințată, da, după toate potlogăriile astea, și putea să înceapă de la onoare, dar numai chemându-se Rapid București, așa, evident, în condițiile în care venea Cosic ăsta, Bramburici, cum îl cheamă ăsta de a prelua clubul, venea mustață ăsta cu actele, dacă nu venea, nu se înscriau nicăieri. Așa venea băiatul ăsta și explica, uite, vreau să mă chem Aversa, dacă nu este numele ăsta înregistrat, nu știu, Clocotul București, ok, da? Și te înscriai în categoria 6 sau care se considera că e cea mai de jos și plecai fără niciun fotbalist din cei pe care i-ai acum, luai de pe stradă treaba ta, făceai contracte, amatori, evident, la categoria aia n-ai dreptul de campionat profesionist. Așa se face. Pentru că toată lumea trebuie să fie la același nivel. Nu ăla e mai șmecher, la noi tot cu șmecherie, mă. Dar ăia nici măcar n-au făcut contestație la TAS. Adică nici măcar nu s-au dus la TAS. Da? Și-au dat seama că n-au nicio șansă, pe copul și durea în șpiz de TAS. Ei, s-o fi spus unul, bă, acolo vezi că trebuie să plătești. E o taxă de aia de timbru sau nu știu ce. Vă zic că trebuie să dai niște bani în momentul în care te duci să faci contestație la ei. Scopul n-avea gândurile la așa ceva. Și atunci n-au mai făcut. Și uite că astăzi sunt Liga I și Copos vrea să-și recupereze banii pe drepturile TV. Încă să mai ia încă 2 milioane și ceva de euro. Păi dar unde e posibil așa ceva, mă? Nu-i caz de pușcărie clară asta? În orice campionat, în orice normal, campionat, bineînțeles, oriunde se respectă regulamente și se aplică ceea ce e scris în regulamente, apar într-adevăr echipe de tradiție, de legendă, care trec prin perioade extrem de convulsive, negre, dezastruoase. Să nu uităm ce stadioane sunt în ligi inferioare, în campionate corecte sau normale. Adică, uite, cam am fost în Strasbourg, societate de la Menou, stadion de Liga a treia. Dar acum au promovat. Au fost atrapat. Da, corect. Adică acum ajungând în Liga a treia. Da. Adică... Strasbourg este, a jucat în Liga a patra sezonul trecut. Da, de asta. Deci, de la Menou e stadion de Liga a patra. Sigur, dar ei vă reamintesc că au plecat dintre a cincea. Au promovat, au fost în SEFA 2. Deci, echivalentul Ligii a cincea, au ajuns în SEFA. N-au promovat în primul an. În privegia asta sunt de vreo 6 ani. Și acum am sfârșit să duc în Liga a treia, dar atenție, nu au statut profesionist pentru sezonul viitor. Doar 3 echipe din Liga 3-a, că s-a dat acum la lista, au obținut statutul profesionist. Boulogne-sur-Mer, Amiens și Gazelec, Ajaccio. A scăpat în ultima clipă de desfințarea totală. Au reușit să-i convingă, păi au strâns niște bănuți, le-au acceptat dosarul. Deci 3 echipe din 20 câte are Liga 3-a sunt profesioniste. Atât. Strasbourg n-are statutul ăsta. Hai să ne oprim pentru încă puțină publicitate și să revenim. Să mai discutăm puțin și despre Anglia și să vă spun că urmăresc cu interes ce se întâmplă la Manchester City, acolo unde continuă campania de achiziții. Doi atacanți care sunt gata să vină, unul dintre ei a și fost prezentat deja. De fapt, Alvaro Negredo, spaniolul de la Sevilla, a venit la Manchester City pentru 22 de milioane de lire sterline, pe acolo ar fi suma, se vor mai adăuga probabil ceva bonusuri, dar în orice caz un atacant de 27 de ani pe care s-au dat o sumă importantă și aș remarca un lucru. Manchester City e din galeria asta a cluburilor care la ora actuală poate să aleagă orice. Adică atât cum e Paris Saint-Germain, cum e Monaco, cum ar fi Manchester City sau Chelsea, sunt din galeria cluburilor care nu sunt preocupate de cât costă un jucător. Asta așa, da. Păi așa au și și îl permit și pe Nicolici, asta vrei să zic. Nu, eu mă refer la altceva. Când tu poți să faci alegerile astea, i-au ratat câteva nume importante pe care și le-au dorit. Adică ei aduc câțiva jucători care pentru mine, deși ar putea să confirme, deși ar putea să câștige și un campionat acolo cu Pellegrini, nu sunt niște nume care să te dea pe spate că au reușit să le aducă. Uite că, să nu uităm că în vara asta s-a plimbat Cavani, da? Nu l-au luat. S-a plimbat Mario Gomez, care a ajuns la Fiorentina. S-au dus mai mulți jucători interesanți din ăștia de calibru care puteau să fie aduși de ei. Neymar, uite, la Barcelona, da? Deci nu a venit vreunul dintre ăștia care să te dea pe spate, care să nu știe, Falcao, uite că am uitat și de el, da? Și Falcao. Deci nu au reușit să aducă vreunul dintre ăștia. Ce au adus ei este Jesus Navas de la Sevilla, Fernandinho de la Shakhtar Donetsk, 28 de ani, și Negredo, acum 27 de ani. Unul de viitor, să spunem, de 23 de ani ar fi Jovetic, muntenegranul care ar veni de la Fiorentina și el e foarte aproape, de fapt,
trebuie doar oficializat, pentru că el deja și-a luat rămas bun și de la Fiorentina. A zis că a ales Manchester City pentru că vrea să câștige ceva, exact așa s-a și exprimat, și a mai zis că își dă seama că fanii Fiorentinei sunt supărați pe el, dar că ar trebui să înțeleagă și fanii Fiorentinei că el n-a spus niciodată ceva de rău de Fiorentina sau de fanii acestei echipe. El așteptându-se cumva că ăia să fie elegant sau ce Dumnezeu, aiurea. Dacă ei au obținut calificare în Champions League, adică Fiorentina a avut cele mai bune sezoane în istoria recentă a clubului, poate de pe vremea când era Batistuta acolo să nu mai fi mers atât de bine Fiorentina. Da, acolo nu, de pe vremea lui Mutu. Sau de pe vremea lui Mutu, așa. Și atunci Fiorentina acum ajunsese în punctul ăsta în care bate la ușa Champions League și tocmai acum ăsta a făcut nazuri că vrea să plece neapărat. Va ajunge la Manchester City, dar este din nou din galeria asta de jucători care nu sunt atât de mult bazat pe un marketing, nu știu, nu poți să te prezinți cu ei și să omori lumea că vor cumpăra o mare de tricouri, cum ar fi un Messi, Ronaldo, uite, Cavani, Falcao, ăsta despre care am vorbit. Da, și Manchester City cumva mizează pe succesul imediat, este foarte clar. Când tu aduci trei jucători care sunt deja confirmați, ăsta al patrulea de care vorbeam are 23 de ani. Dar primii trei despre care am vorbit, Navas, Fernandinho, Negredo, sunt 27, 28, 27. Deci tu clar nu poți să aștepți de la ei mai mult de 2-3 ani în care să se aducă ceva. Nu sunt pe ceva ce ar vrea să construiască, nu sunt pe ceva ce ar vrea să ajungă să realizeze ceva. Nu, no, trebuie acum. Și Pellegrini nu știu dacă se va descurca în postura asta, mai ales că jucătorii pe care i-a adus, spuneam, nu sunt pentru mine din galeria jucătorilor grei pe no. care putea să aducă un club cum e Manchester City. Nu, 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 e chiar bizar. Ori e atât de idiot Pellegrini, este un rigid dintre ăsta care are 3 idei și pe alea le vehiculează toată cariera, este periculos. S-a văzut până acum că Manchester City cu tipul ăsta de jucător nu poate să rupă noi. Liga Campionilor n-a reușit nici măcar să iasă din grupe. Și are nevoie de mult mai mult. Lor le trebuiau Ibrahimović, Cavani, Neymar, Falcao. Da, lor le trebuiau, bă, din ăștia. Nu le trebuie ia Ture și Negredo și Nasri. Ăștia nu sunt jucători de primă mână la nivel mondial. Sunt jucători foarte buni pentru o echipă oarecare, da. Când vrei să te bazi la titlul în Anglia, ăștia trebuie, mă. Tu trebuia să joci, Paris Saint-Germain joacă cu Cavani și cu Ibrahimović, trebuia să joci tu, mă. Deci ăștia doi erau buni de Premier League, într-adevăr. Ăștia, nume dintre astea și Falcao un pic în spatele lor, sau nu știu, unul din trei, să joci cu toți trei, tată, tot timpul. Nu-ți convine, a nu poți să-i bagi pe toți trei în echipă? Marși afară, cretinule. Nu de-aia cumpărat ca să stea pe tușă. Bagă-i pe toți în echipă, scoate-mi un fundaș, du-te-n măta, joacă cu toți. Asta trebuia să faci la banii băgării. Ești cretin. Cu cine joci acolo, mă? Ce ăia pe care i-a vrei tu, cu Silva și cu... Păi așa o să ieși din grupele Champions League, nu o să ai noroc odată. Prins o grupă de-asta cu Steaua și cu Trentin. Și nu știu cine. Altfel nu ești niciodată, tată. Te iei la trântă cu echipe, dar nivelul tău până la urmă, da? Te-ai bătut cu Borussia Dortmund, te-au scos ăia. Te-ai bătut cu Napoli, cu o ediție înainte, te-au scos ăia. Adică nu erau mari echipe. Puteai să le faci la ce standing ai. E o uriașă gafă, într-adevăr. Și pleca mâinile anului de bucurie că ăsta nu câștigă nimic pe Pellegrini. Într-adevăr, așa a început. Vrem să poate mă halul ăsta. Ăștia l-ați măcar, uite, cumpără ăla ce la IFI. Ăla ia, trebuie să audă, să fie zornăitor numele. Dacă nu îl aude el, nu știe el de el, bă, da, ai nevoie de din ăștia. Că până la mă, ăștia sunt jucătorii mari. Și nu mai mult, ne să atrage alții după ei. Da. Adică după un astfel de nume, uite Ibrahimović. Ai văzut ce a zis astăzi el chiar la IFI? Apropo de Thiago Silva, că l-ar lua Barcelona, să tot vorbește, da, nu știu că ce. Dacă ăia vin și dau clauza lui de reziliere, dă și el clauza de reziliere pentru Messi. Exact. Deci asta e, bă, discurs. Într-adevăr, corect a zis-o. Bă, mi-l luați pe Thiago Silva, vi iau și eu pe Messi, că mă duc până la Sertar. Am vrut doar să plătesc din buzunar mercatul ăsta, dar dacă mă deranjați, mă duc până la Sertar și dau de acolo, asta e. Să menționăm două detalii. Clauza de reziliere a lui Messi e 250 de milioane de euro și al doilea detaliu, Thiago Silva s-ar putea să plece la Barcelona
Messi nu ar pleca probabil la Paris Saint-Germain momentan. Clauza asta lui Messi a mai fost plătită de Anji Mahachkala. Undeva, printr-o iarnă dintre astea ciudată a stațelor în Rusia, au venit și au dat bani. Ok, sigur. La Anji Mahachkala nu te duci, da, dar la Paris totuși nu știu dacă, dacă dai 250 de milioane de euro dacă mai rămâi la Barcelona. În mod normal n-ar trebui să mai rămâi. Pentru că dacă asta e clauza, sigur depinde de voința jucătorului. Da, jucătorul, bă, tu n-ai văzut Messi cât e de prost, mă. Deci el este, după părerea mea, cel mai prost anac la intelect dintre toți fotbaliștii de care am vorbit vreodată. Știi ce a declarat recent și e implicat în frauda aia, potasul? Da, frauda aia fiscală. Da, au băgat. Da, știi ce a zis Messi la un moment dat? Zice, domnul, eu habar n-am cu chestiile astea și nu mă mai întrebat. Eu nu mă pricep absolut deloc. Nici n-am auzit, bă, nu știu, zice, ce e aia fraudă. Și așa și e. Uitați-vă puțin la el. Ăla are, deci atenție, Messi are vreo 100 de sugaci în jurul lui. Cu totul. Tasul e doar așa, deci tasul e prost, îmi dai seama. E, ăia din jurul lui și al lui Tasul, sunt mult așa ca un roi din ăla de albine, nu te poți apropia de ei. Ăla cu echipamentul, ăla cu pantofi, ăla cu ceasurile, ăla care îi plimbă gagică, ăla care îi o trage pe gagică, ăsta, și așa mai bine. Deci toți ăștia din jurul lui îi fac de bani în fiecare zi. Da? Să ne dându-și seama de nimic, evident, la sumele care intră în cont. Deci asta este marea tragedie a acestor cretini. Da, ei câștigă niște bani, evident, pe care nu-i merită, cum dracu să-i merită. Merităm noi, poate, nu-i merită ei. Așa? Ei nu știu nimic, nici măcar câți bani au în cont, nu știu. Messi, da, așa mai văzut chestiunea asta la o scară mai mică și la ce se întâmplă în domeniul muzical. Da, cu Rihanna și cu toate alea, povesteau exact așa. Și Rihanna e un fel de Alexandra Stan, un bătuse ăla, negru ăla al ei, exact așa, de un vinețise, numai că ea fiind neagră se vedea mai greu la ochi. Dar o bătuse ăla capsulul capul fasole. Și am citit un interviu, nu știu, cu Voici, sau nu de redis asta franțuscă, mi-a căzut în mână întâmplător chestia și scria, domnule, am fost fraierită de vreo 750 de milioane de euro până acum. Zicea ea. Și-a pus așa o socoteală într-un moment de la nasol. Deci exact așa, să nu cumva să credeți că al de Messi, da, deține controlul. El nu știe nimic, mă. El dacă un pic își bate ea joc de el la sfârșitul carierei, e ruinat în 2 ani după ce a terminat un fotbal. Atât e de prost. Dacă ar fi fost un tip isteț, nici nu le permitea. Măgari, vă spun eu ceva lui Platini, de exemplu, nu-i aranja nimeni cariera. Deci nu era niciun atârnător pe lângă el. Își rezolva el, zic, avea un avocat, evident, avea un consilier, ceva, și gata. Nu era niciun de ăsta, hai că-ți duc eu mașina la garaj, vezi că ți-am pus și benzină, ți-am mai luat 15.000 de euro, ți-am băgat benzină. Așa, și ți-am luat, uite, și odorizantul ăla, așa, să nu mai întreb după aia. Da? Vezi că am fost la tine și ți-am luat și bicicleta, că vreau să dau o tură, dar să nu zici că de ce nu mai ții în garaj. Deci nu dă-ștea, tate. În jurul lui Messi sunt din ăștia. Da, și da, acum dacă justiția îi pleznește, au încurcat-o. Trebuie să facă tasul pușcărie și lui să-i confiște vreo 5-6 milioane cât pretind ei, dar ei nu știu să numere, mă. Ei, dacă zice că e vorba de 6 milioane, dar trebuie să fie vorba de 60. El nu știe care e diferența între 6 milioane și 60, atât e de prost. Să rămânem în galeria prostănacilor. Ce-ar zi să vorbim despre Wayne Rooney, pentru că Bandy e preocupat de situația asta, lui. Asta cred că măcar știe să bea, totuși. Messi, bea crun, da, bea. Tu-l vezi pe Messi bătat. Messi s-a mărat, i-a dat odată unul în pahar de Chianti și i-a căzut pe spate. Asta se poate. Dar nu știe să bea, mă. Măcar ăla, da, e un sugativ în fiore pe unii și Gascoigne. Aia măcar au trăit pentru băutură toată viața lor. Știți ce spunea Alex Ferguson despre Rooney? Zicea, îl întrebau ăștia că l-a folosit și prin Cupa Ligii și prin... îl băga la toate meciurile. Zicea, dar nu-i mai dat și o pauză, adică n-a mai trebuit și odihnit. Și zicea Alex Ferguson lui Rooney, dacă îi dau un meci de pauză, trebuie să-i mai dau 3 să se refacă. Da, era foarte clar ce se întâmplă când ăla prindea o săptămână liberă, nu-i trebuiau 3 să se refacă după săptămâna aia liberă. Era foarte clar.
Nu, nu era de lăsat liber. E, acum situația lui Wayne Rooney este foarte simplă. Am văzut că foarte multe lume vorbește despre faptul că n-ar pleca de la un club la care a stat atâția ani, unde e idol, unde nu e nici vorba de așa ceva. Rooney este la treia cerere de transfer de la Manchester United în anii pe care a petrecut acolo. Deci nu este atât de loial, atât de atașat de club, nici vorba. A fost tot timpul o domnișoară care s-a obișnuit să facă nazuri. Nu i-a convenit că n-a fost lăsat să facă atâtea câte a vrut el să facă de-a lungul timpului. Ba mai a dat și peste nas Alex Ferguson de câteva ori. E bine, acum își poate găsi contextul în care să forțeze o plecare undeva unde să pună el condiții. La United nu poate să pună multe condiții Wayne Rooney momentan. Chiar dacă a venit David Moyes, chiar dacă nu mai Alex Ferguson, Rooney ar putea să plece în altă parte unde să fie un mare maher. Iar Chelsea sună bine pentru el la ora actuală, pentru că n-a zis că n-ar pleca, n-a zis că nu e interesat, n-a venit niciun comunicat din partea lui. Or Chelsea în această săptămână a făcut o ofertă oficială, confirmată de Mourinho pentru Wayne Rooney. Șeful executiv al lui Manchester United, Ed Woodward, a venit din turneul echipei din Australia, unde era acolo împreună cu lotul lui David Moyes, s-a întors prematur și da, e și din partea clubului dat acest comunicat, că șeful executiv s-a întors în Anglia pentru a rezolva treburi presante legate de transferuri la club. E bine, nu știm momentan dacă e vorba de vreo plecare sau de vreo venire pe care o tratează United, n-am mai explicat lucrul ăsta, dar situația lui Wayne Rooney este foarte simplă. Mourinho bagă strâmbe atât cât se poate, nu o zice pe aia dreaptă, dar bagă tot timpul câte una din asta așa pe la învăluire. Acum, într-o ultimă conferință de presă pe care a făcut-o Mourinho, a zis în felul următor. Niciun jucător care are în vedere participarea la campionatul mondial de anul viitor nu poate să prefere, nu poate să-i combine statutul în care e o opțiune a doua la clubul lui. Asta după ce David Moyes spusese că are nevoie de Wayne Rooney atunci când se accidentează Robin Van Persie. Deci, omul a stat foarte bine la pândă, a știut foarte clar cum să zică, ce să zică și s-ar putea să se facă treaba asta cu Rooney la Chelsea, ori dacă se întâmplă... E cam târziu, să știi, e cam târziu. Rooney la Chelsea, nu știu, dacă Rooney mai e atacantul cu care să câștigi Liga Campionilor sau Campionatul Angliei. Pentru Chelsea astea sunt priorități absolute. Nu le iei, înseamnă că ai ratat sezonul. Nu știu dacă mai e Rooney. Rooney a fost. Acum 2-3 ani, poate era. Acum s-ar putea să îl iei și să te păcălești. Pare rău pentru el, dar nu e tipul ăla de jucător care să rupă tot pe la toate cluburile unde trece. Nu e. Nu-i deloc Cristiano Ronaldo. Bai mai mult, el fiind în teren și om de echipă, de principiu, bineînțeles și asta în funcție de nazuri, de fițe, de starea de moment, nu se poate integra chiar oriunde. Ar face o mare greșeală din mai multe puncte de vedere, ducându-se la Chelsea, fanii londonezilor nu o să-l iubească prea tare, Manchester va deveni persoana non grata, nici ea de la Everton, de unde a plecat oricum, îl văd cu ochii buni, deci o să-i scadă serios cota de popularitate și nici nu va face mare brânză. De aia, pentru jucători de tipul ăsta, nu trebuie introdus în contract clauza aia, cum îi zice, că îmi scap acum. Clauza prin care... Clauza de reziliere. Așa, clauza de reziliere. Pentru că dacă au asemenea clauze, ei fiind cretini, de obicei, sunt ușor de convins. Reactivează clauza de reziliere și gata. Da, sigur, dacă pui la o sumă dintre asta absolut decentă, uriașă, nu e o problemă. Uite, proști au fost ăia de la Atletico Madrid, care l-au adus pe Falcao de la Porto și i-au pus o clauză, nu știu cât avea, 60 de milioane de euro. 60, nu. Așa. Monaco, când a auzit, l-a luat imediat. Da? Și Cavani, după mine, avea o clauză destul de... Erat în fotbalul italian, care este tot în faliment. Atenție, este oficială informație, este un fotbal în faliment Calcio în momentul de față. Bine, și meritat, au fost niște cretini toți. În economia Italiei ați văzut, în momentul de față 10 milioane de italieni câștigă sub 1000 de euro pe lună. Deci așa s-a ajuns în Italia. Fotbalul lor este în faliment. Am citit un interviu cu Nesta într-un ziar american în care asta spunea: noi le-am zis, mă mir că a venit la noi Tevez. Nu mai avea cine să vină, pentru că noi suntem cu toții, știe toată lumea că nu mai avem niciun ban. Deci s-a terminat. Ați văzut vreo echipă italiană să achiziționeze pe cineva?
Gata, nu mai iau pe nimeni, nu mai au niciun ban. S-au lăsat pe de el. Lumea nu mai vine la meciuri, economia lor a scăzut, puterea televiziunilor este mult mai mică, nimeni nu mai investește cu fotbalul italian, că a ajuns unul de duzină, dar asta și pentru că au trăit mai sus decât își puteau permite. Și spaniolii vor ajunge exact la fel, au o țară în ruină, da, pe care n-au știut să o conducă, n-ai cum să supraviețuiești. Ei mai au două echipe, restul sunt moarte în Spania, da, n-au nimic. Păi dacă ai trăit ca prostul, da, băgând niște bani și trăind, au fost belferi atâția ani cu liga asta lor, cel mai mare campionat, se lăuda Niculescu fiecare seară la Digi cu ce campionat, cu Craioveanu ăla și cu... Da, dar a trăit exact cum făceau turcaleții, că nici ea nu-și permiteau, dar aruncau cu niște bani, bă, la un moment dat se poate, mă, toată lumea e în recesiune, va intra și fotbalul ăsta, mă, stați neștiți, nu se mai poate așa. Și vor ajunge, italienii deja sunt invidioși, dar la nivelul că fac scandal în internațional, când văd că unii își permit astfel de jucători. A sărit unul cu gura, acum nu mai știu care, din Italia, cum e posibil ca Paris Saint-Germain și Monaco să ia asemenea jucători? Păi, ăia sunt abia la început. Aia au altă construcție. Să vină și la voi un nabab din ăsta și poate mai reușiți să le așa cu ale voastre, cu joasele voastre, nu mai ține, mă. S-au dus în toate parașutele alea care apăreau la ei în, la televizor, toate sunt expirate, ca anii au trecut, mă. La alea erau frumoase în 90, când ne uitam noi la Italia 1. Acum au expirat și alea. Nu mai ai la ce să te duci în Italia. Da? Ajunge săracul Chivul la Ajaccio, mă, că nu mai are Inter să-i dea, să-și bea cerealele cu lapte dimineața. Da, nu mai avem timp să le spunem ascultătorilor că după ora fixă avem o emisiune care se specializează pe nutriție și după ora 18 revine Andy cu încă o oră de emisiune. Rămâneți în continuare cu noi. Da, mai e cu, nu te uiți.